Salut! Sesiunea de examen este ceva ce bulversează majoritatea studenților. Cu toate acestea, există ceva și mai stresant. Licența. Fie că termin de scris lucrarea de licență cu o săptămână înaintea termenului limită sau cu un semestru înainte, nu poți nega faptul că gândul licenței este ceva ce ne tulbură pe toți. Universitatea Transilvania oferă studenților posibilitatea de a-și verifica lucrările de licență prin intermediul platformei Turnitin. Platforma Turnitin poate fi găsită pe platforma e-learning atâta timp cât ați primit acces de la un cadru didactic. Ea vă permite să verificați procentajul de licență care poate fi regăsit în alte lucrări publicate pentru a evita plagierea. Pentru a accesa Turnitin, vizitați platforma e-learning. Odată ce accesați pagina, platforma Turnitin va apărea ca o resursă în cadrul unei materii. După ce o selectați, apăsați pe unul dintre butoanele Verifică fișier. Pe pagina care se va deschide veți putea vedea ultima lucrare trimisă, data trimiterii și procentajul de similaritate. De asemenea, se poate și descărca. Pentru exemplificarea procesului de încărcare, voi folosi o licență publicată deja. Apăsați butonul de trimite lucrarea și, în pagina în care se deschide, introduceți numele fișierului, urmând să îl adăugați în căsuța fișiere. Apăsați butonul Adăugați trimitere și lucrarea dumneavoastră va fi analizată. Timpul de verificare depinde foarte mult de numărul utilizatorilor care folosesc platforma la momentul actual. Când verificarea este finalizată, veți vedea un procentaj la similaritate. În cazul meu, procentajul este de 100% deoarece am folosit o lucrare de licență publicată deja. Apăsând pe procentaj, veți fi transportați pe platforma Turnitin pentru a vedea în amănunt locurile unde au fost găsite similitudini, astfel încât să le remediați. În dreapta aveți o serie de butoane. Al treilea buton de sus în jos este butonul de All Sources. Apăsându-l, vă va arăta în dreapta sursele unde au fost găsite similarități. Butonul de deasupra este Match Overview, care vă va da doar sursele principale unde au fost găsite similarități. Dacă apăsați pe una dintre resurse, ea vă va evidenția textul regăsit în alte lucrări. Pentru trecerea la alte părți de text regăsite de la aceeași sursă, folosiți săgețile care apar pe ecran pentru navigare. Cu toate acestea fiind spuse, platforma Turnitin facilitează procesul de scriere și verificare a unei licențe pentru o experiență cât mai ușoară. Dacă acest video v-a fost de folos, dați un like, share și un subscribe. Vă mulțumesc și vă urez o zi bună!